locuia la Grivița Roșie, am ieșit la pensie și în 2000, din 94 m-am apucat de olărit. Taică mi-a fost olară, socră mi-a fost olar și dacă am ieșit la pensie, decât să plec cu lopata, m-am apucat de valea acasă la domiciliu. De când e tradiția asta a olăritului aici? E moștenită de un bătrân, în an de zile. Eu acum am pășit pe 72, așa că până ce o să meargă, că nu mai sunt alții. Satul Piscu din județul Ilfov adăpostește un adevărat tezaur al ceramicii românești, mai puțin cunoscut și exploatat. Aflat la doar câțiva kilometri de capitală, în apropierea mănăstirii Țigănești, așezarea mai păstrează ceva din farmecul satului de altădată. Liniștea, meșteșugul din bătrâni și credința neîndoielnică a oamenilor. Vatra vechea satului s-a numit Hereasca și era situată în apropierea râului Ialomița. Dintr-o anumită întâmplare, un boier pe nume Leonte, ca să nu fie afectate moșiile lui, a deviat cursul Ialomiței, făcând un baraj și astfel Ialomița a început să ia din casele oamenilor din Hereasca. Și ușor, ușor, luând din aceste case, oamenii s-au mutat undeva mai pe deal, mai pe Pisc, adică, și astfel s-a format satul Pisc. Eu sunt în satul Pisc de 8 ani și am remarcat la credincioșii din satul Pisc foarte multă credință, participare la slujbele bisericești. Este un sat de oameni liniștiți, așezați și sunt foarte bucuros că am ajuns și m-am stabilit în acest sat. Mergeam de la clasa 4 la biserică și făceam curățenie. Ajutam pe doamnele care erau mai înietate ca noi. Le ajutam la treabă ca să facă curățenie. Și în continuare așa am mers până la vârsta asta. Fac pâine și în fiecare sâmbătă, duminică, când sunt sărbători, acolo ne găsim liniștea toată. Mai cu seamă cu părintele nici nu avem probleme. Nu știu cum să-i mulțumesc Dumnezeu. Că prin dânsul prindem putere zi de zi. Acolo ne simțim mai bine ca oriunde. Locul cel mai drag e biserica. Chiar îi spuneam părintelui, dacă n-ar fi fost biserica, cred că eram toată ziua pe drumuri la biserică la București. Părintele a ales să stea aici și nu i-a fost ușor, pentru că a avut foarte multe de înfruntat într-o casă neterminată. Nu era tencuită nici prinăuntru, nici pe afară. A expus și familia, copiii destul de micuți, fără gard, fără căldură, fără apă curentă, bine și venind dintr-un mediu unde aveau apă, aveau căldură, condiții civilizate. Din punctul ăsta de vedere, sincer vă spun, îl admir și pe dânsul și pe soție și copiii, că au făcut față, probabil, datorită rugăciunilor părintelui, care e un om deosebit și care are multă credință. Înainte nu era chiar așa. Nu se luau inițiative cu diverse lucruri care trebuiau. Dânsul a trebuit să facă niște demersuri pentru mărirea cimitirului, pentru că sunt foarte mulți care au venit aici și chiar doresc să rămână aici. Am avut și norocul de o colaborare foarte bună a părintelui cu primarul și cu viceprimarul, care
au sprijinit din tot sufletul. E adevărat, nu totul deodată, nici cu casa parohială și nici cu biserica, dar în trepte, ușor, ușor, s-au pus lucrurile pe făgașul normal și s-au rezolvat foarte, foarte multe. Nu trebuie să-l uităm și să-i mulțumim și dânsului domnului George Becali, care a contribuit foarte mult la această biserică. Locuitorii au adus și o bisericuță de bârne din satul Lacul Turcului, din județul Prahova. Aceasta s-a întâmplat pe la anul 1850. Această bisericuță de bârne avea o catapeteasmă foarte frumoasă, în stil brâncovenesc, care după aceea a fost așezată la această biserică construită între anii 1924-1926 de doi constructori italieni, Franz și Giuseppe Bertozzi. În anul 1969 s-a înlocuit catapeteasma veche de lemn cu această catapeteasmă din zid, iar catapeteasma veche din lemn a fost donată mănăstirii Țigănești pentru a fi depusă la muzeul mănăstirii, care tocmai atunci se înființa. Prima pictură a bisericii s-a executat de pictorul Ion Prutescu în anul 1926, în ulei. Apoi biserica, după câteva decenii, a fost din nou repictată în anul 1971 de pictorul Ion de Ion în tehnică fresco. Iar acum, după încă o perioadă de timp, acea pictură în fresco fiind deteriorată, s-a început din nou pictura bisericii, după ce s-a curățat vechea pictură. În anul 2008 s-a început noua pictură a bisericii de către pictorul Toma Gabriel Chituc în tempera. Olăritul a făcut cunoscut satul în vremurile de odinioară. Oalele de pisc, așa cum mai sunt numite, călătorind pe atunci în mai multe județe din țară, în special în perioada sărbătorilor, atunci când pentru cei adormiți, pomana era oferită în vase noi de lut. Din vechime, bătrânii au fost olari, oalele din lut erau foarte răspândite și erau foarte mult folosite în apropierea sărbătorilor de moși, când se vindeau foarte multe. Aproape tot satul, la fiecare casă, spun bătrânii că erau cuptoare unde se făceau oale. Martorii de formă și de obiect ai satului ne duc undeva în perioada neolitică. La noi se fac încă în sat acele figurine de lut care la origine erau idoli în perioada neolitică. Astăzi ele sunt fluierici, jucării pentru copii. De asemenea, vasele de mari dimensiuni au și ele forme arhaice care ne duc cu gândul mult în urmă. În ce privește documentele, satul apare menționat în arhive abia la sfârșitul secolului al XVI-lea. Martori concreți, ca să spun așa, privitori la meșteșugul Olăritului, avem abia de la sfârșitul secolului XIX. Singurul fel în care am putea, într-adevăr, documenta vechimea meșteșugului aici ar fi eventuale săpături arheologice care, mă gândesc, că ar putea să scoată la iveală anumite artefacte care să ne poată ajuta să întemeiem afirmația continuității acestei vetre din perioada neolitică și până acum. Altminteri, nu știm, poate a fost o comunitate de olari care
s-a instalat la un moment dat aici, poate a fost doar o familie care ușor, ușor a răspândit acest meșteșug într-o comunitate deja existentă. Când ați învățat să modelați lutul? Păi cam mititel. Părinții mei nu mă lăsa. Era o meserie foarte grea și foarte săracă. Era foarte săraci. Și nu m-a lăsat, m-a dus la școală ca să prosper, a zis că... Și la urmă, până la vreo 25-26 de ani, am început să lucrez și eu. Mai veneam seara de la servici, mai lucram pe aici. De ce ați ales să faceți asta? E o pasiune? Nu, mi-a plăcut mie de mult. De copil mi-a plăcut, dar nu m-a lăsat să fac. Chiar nu m-a lăsat pe mine. Iar te-ai dus la mine, iar ai făcut. Și la un moment dat, când am început să mai lucrez eu asta, mă aștepta și mă punea să mai lucrez. Mai fă și mie 20, mai bagă și mie foc. Mai puteam, bă, nu obosise. Dar a murit de fapt tânăr, zăracu, da. Astăzi au mai rămas în sat doar 3 meșteri olari. Modelează cu pasiune obiectele din lut și își amintesc cu nostalgie de vremurile când, în localitate, mai toată lumea se îndeletnicea cu acest meșteșug. Acum, spun cu părere de rău, că nimeni nu mai vrea să învețe această meserie. Mai sunt căutate oalele de lut? Mai mult pentru design, pentru foișoare, pentru temir. Ce mai se găsește câte o babă bătrână care știe ce să facă cu ea? Să fierbea mâncare, fasole, la câmp. Lua oala, o punea la foc în câmp, la sapă și fierbea mâncare, fasole. Găteau chiar acolo pe câmp? Da. Ca să le poată face pe tot. Și de transportat, care făcea acasă, pregătea acasă să transporta marfa în... Are un mâner. Le-ați văzut pe alea cu alea. O transportă la câmp cu mâncarea și stă și caldă mai mult timp. Păstrează mai mult timp temperatura oala de lut, da, nu? Da, da. Și rece și caldă. O păstrează mai mult timp. Când erați dumneavoastră copil, câți meșteri olari erau aici în sat? Vreo 100 și ceva era. Era un sat care spunea că e o fabrică. Când se apropia acum de moșii de vară, de la fiecare casă, nu la fiecare casă, dar la o casă, dar una nu ieșea fum. Exact ca la într-o fabrică mare, da. Și făceau multe, erau mulți, mulți olari, mulți. Se duceau pe la Râmnic, pe la toate țărgurile. Buzău, Țăndărei. Plecau în toată țara. În toată zona asta, unde se vindea, că în părțile alea, într-unele părți, nu se fac pomeni și nu se duce. Numai la așa se ducea Călărașii, ăștia făcea, Giurgiu. Și apoi ce s-a întâmplat? Ușor, ușor. Ușor, ușor au dispărut. Au plecat sus. Câte unul, câte unul. Câte unul, câte unul. A plecat așa, încet, 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 încet. Unii n-au mai putut să mai lucreze, că să știi că nu e chiar așa ușoară de... Nu e chiar așa ușoară să-i cază. Hai că mă urc aici la roată și gata, imediat am făcut... E nevoie de talent. Și talent și de forță. Pe asta, ca să ridici bolovanul ăsta în sus, nu-ți trebuie forță. Și dacă e mai mare, mai multă forță. Și mai departe așa. De ce ați ales să continuați acest meșteșug și nu v-ați oprit la un moment dat? E o întrebare bună. Deci când a murit tata în 94, el a avut tot ce trebuia, toate materialele, vopsele, tot a avut. Și am stat să încerc. Mama, când dădeam fola oale, venea și mă urmărea. Mai trebuie, mai lasă, mai trebuie. Acum așa am făcut o chestie cu sonde din asta, să vedem temperatura și mai simplu, numai ca atunci. Trebuia să te uiți numai la ochi, te uitai și dacă virea, bine, dacă nu, mai greșeam. Și având materialele rămase de la părinte, n-am investit nimic. Nu puteam să investesc, să cumpăr tot ce trebuia, na. Ce se întâmplă cu obiectele pe care le confecționați? Văd că aveți foarte multe. Le vinde. Unde? Păi pe-n târg. Aici sunt căutate. Te mai te duci înapoi cu ele. Sunt oameni care vin și vor într-adevăr să continue tradiția asta cu oale din asta. Mai vrea cineva să învețe de la dumneavoastră? N-a venit nimeni. Ce obiecte lucrați? De la oale de borș până la ceșcuțe de palinc. Toate mărimele, și de lapte, și de
sarmale și de vin, pahare și cănuțe de toate felul. Care este specificul vaselor de aici? Această formă arhaică despre care am vorbit, care se regăsește mai ales la vasele de mari dimensiuni. Un alt specific este decorul foarte divers. Atunci când privești oalele de pisc, poți avea impresia că ele vin din 3-4 centre diferite de olărit, cu toate că nu, ele sunt, erau toate lucrate aici. Se lucra cantitate foarte mare. Ținta era producția, nu atât decorul foarte elaborat, așa cum este bună oară la olarii de Hurez. Decorul ăla nu era fugar, dar vedeți bunul simț acesta al țăranului care astăzi ne-a cam părăsit. Reușea chiar și cu mijloace foarte economice de material, de timp, să scoate la iveală obiecte foarte frumoase, care erau, de fapt, vesela cea mai comună a țăranilor din Câmpia Munteniei, pe o rază de 150 de km de jur împrejur. Olarii mergeau la târguri cu căruțele prin sate și își răspândeau marfa. Care sunt etapele de lucru, de pregătire pentru a ajunge la produsul final? S-a adus pământul. De unde se aduce pământul? De malul Ialomiții. Se aduce acasă, se macerează, se dă apă și se sapă în continuu. Se macerează, pe urmă se bagă la un malaxor și îl scoate în felul ăsta. După aia, confecțiunea de apă roată. După ce se confecționează de apă roată, se pune la uscat. Nu se le dă în soare, că se strâmbă, se sucește, se ține la umbră. Și așa, în parcurs, pe parcurs, la începe, când s-a întărit de să poate pune mâna pe ea și așa, începe vopsirea. Și restul la mână, după ce se termină, s-a uscat, băgăm la cuptor, dat foc, primul foc, după al doilea foc, se dă cu smalț. Se bagă din nou la cuptor, se dă foc la 900-900 și de grade. Am auzit că aveți un cuptor mai special. Asta, care îl vezi în spate. De ce e special? E mai vechi, mai bătrân. De când? 1923. Nu e special, poți așa este, dar cât e mai bătrân. Cât timp se țin la foc oalele? Prinde. 10 ore, 12 ore, 14 ore. E ceva. E ceva. Mai să-i cobori și să dai foc 14 ore, nu prea cred că te aranjează nimeni. V-ați dori să mai învețe cineva? Mi-aș dori, dar n-are cine. Tot tineretul a plecat și în timpul liber mingea, parcul și butonarea. Nu la păcănele, la telefoane. Nevoia de spațiu, liniște, aer curat și natură i-a determinat pe Adriana și Virgil Scripcariu să renunțe la viața bucureșteană. La Piscu au găsit ceea ce căutau, așa că s-au stabilit aici și au creat un spațiu deosebit, ce oferă bucurie atât copiilor cât și adulților. Cum ați renunțat la viața din București și ați venit aici la Piscu? Am renunțat destul de ușor. Și s-a întâmplat să ajungem într-un sat în care, de fapt, profesiile noastre s-au împlinit mai mult decât s-ar fi putut asta la oraș. Pentru că am ajuns într-un loc în care patrimoniul este o resursă foarte importantă. Și pentru mine, ca istoric de artă, a fost un teren aproape intact de explorat. Este un sat care nu a fost cercetat sistematic până acum, doar menționat în câteva monografii ale ceramicii românești. Și atunci m-am bucurat să pot cerceta această veche vatră de olari. Soțul meu, Virgil Scripcariu, este sculptor. Sigur, pentru sculptor, apropierea lutului este foarte importantă. Și atunci ne-am regăsit cumva în acest loc și am intrat pe un făgaș și profesional care ne împlinește și ne ajută. La Piscu am ajuns quasi întâmplător, în măsura în care există întâmplări, dintr-un anunț în ziar și uite că a fost să fie un loc foarte bun pentru noi.
Cum a început viața dumneavoastră aici? A început destul de abrupt, cu un șantier. Am cumpărat un lan de porumb pe care l-am transformat ușor, ușor, în peste 10 ani, într-o gospodărie cu atelier, cu locuință, cu o mică școală primară, cu grădină, cu ce s-a putut. Astăzi este un loc foarte căutat, mai ales de copii. De ce? Ce activități se desfășoară aici? Pe lângă activitățile de zi cu zi ale micii școli primare, avem porțile deschise pentru grupuri de copii din alte localități care vin să exploreze aici acest meșteșug. Practic, ei participă la un workshop 2-3 ore în care li se explică despre meșteșugul olăritului și au ocazia să experimenteze alături de meșteri olari ridicarea la roata unui vas de lut, pictura pe vasul ceramic, să vadă colecția de oale pe care noi încet, încet am strâns-o din sat, cuptorul, și să aibă contact puțin așa cu acest univers fabulos al meșteșugului, care devine din ce în ce mai greu de găsit în zilele noastre. Ce v-a determinat să deschideți și o școală primară? A fost nevoia familiei noastre, în primul rând, care ne-a mobilizat, pentru că ne doream ceva puțin diferit decât puteam avea aici în apropiere, din partea sistemului de stat. Și ușor, ușor, de 8 ani de zile, s-a adunat aici o comunitate de familii care au așteptări asemănătoare de la ceea ce înseamnă o școală primară. Avem în momentul de față 22 de copii de care ne străduim să ne îngrijim. Ei au contact cu natura mult mai mult decât în alte părți. Suntem un grup mic care reușim să ne avem așa unii pe alții ca pe o familie mai mare și sper eu că practic acești ani petrecuți aici prelungesc puțin copilăria acestor copii și vor fi în viitor o resursă de energie și de bine pentru ei. Ce oferă această școală diferit față de școala de stat? În primul rând, cadru foarte familiar. Beneficiile care rezultă dintr-un grup de copii nici foarte mic, dar nici foarte mare. Sigur că în acest context te poți apropia și poți cunoaște mai bine fiecare copil și poți să îi împlinești nevoile mai bine decât într-un grup mare. Apropierea naturii care ne ajută să avem niște lecții mult mai frumoase de științele naturii, activități de care copiii se bucură foarte mult și care le sunt foarte necesare, dar în același timp, în contextul școlilor obișnuite, sunt greu de plinit. În rest, este o școală la care parcurgem același set de cunoștințe ca și în alte școli. Cei care ar dori să vină la atelierele pe care le organizați aici, ce ar trebui să facă? Cum pot lua legătura cu dumneavoastră? Noi avem un site, se cheamă piscu.ro. Avem o pagină de Facebook, Școala de la Piscu, și ne pot găsi oricând prin aceste site-uri. Atâta trebuie să știe că lucrăm doar cu grupuri. Și grupurile pot fi de școlari, de prieteni, de 2-3 familii care se adună și cu un minim de 10 participanți la familie adulți și de 15 la copii, ne organizăm și lucrăm împreună. Un alt proiect ce a prins contur este Muzeul Oalelor de Pisc, ce va păstra memoria străbunilor și va adăposti colecția de ceramică pe care familia Scripcariu a adunat-o de-a lungul timpului. Proiectul Muzeul Oalelor de Pisc s-a născut în urma cercetării mai sistematice a acestui loc și a colecției de ceramică de peste 1000 de obiecte care s-a strâns în timp. Și ne-am dat seama că ar merita un spațiu dedicat. În 2016 s-a realizat o carte care se numește Oale de Pisc și în care am adunat tot ce am putut noi să aflăm despre acest loc în 10 ani. Documente de arhivă,
hărți vechi, mai multe interviuri cu bătrânii satului, cu care atunci am comunicat de fapt cel mai intens, plus colecția de oale sortată pe tipuri de vase și pe funcțiuni. Ei, în momentul în care am încheiat această carte, mi-am dat seama că s-ar putea foarte bine susține o colecție muzeală, o expunere din tot acest material. Și faptul că locul este căutat și că avem grupuri la atelier și câteodată se întâmplă să nu prididim, ne-am dat seama că trebuie să facem un pas înainte în această încercare de a crea un spațiu al memoriei acestui sat și să întemeiem un muzeu. În momentul de față avem proiectul acestui muzeu realizat de o grupă de studenți de la Facultatea de la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu București, conduși de arhitectul Ștefan Ghenciulescu. Pentru ei a fost un proiect de an, dar este un proiect școală, pentru că foarte puțini studenți arhitecți ajung să vadă în picioare clădirile pe care le proiectează ca un exercițiu de învățare. Avem fundația acestei clădiri, turnată la sfârșitul anului 2017, și în prezent suntem în proces de pregătire a șantierului de ridicare a acestei clădiri. Sperăm să reușim să o ridicăm până la sfârșitul acestui an. Ați scris și alte cărți despre alte zone. Despre ce volume este vorba? Avem o carte despre județul Ilfov, avem o carte despre județul Brașov, care ni s-a cerut după ce cineva, un arhitect din Brașov, a văzut cartea despre Ilfov, a spus că ne-am dorit și noi una pentru județul Brașov. Acestea sunt cărți educaționale, asta este specificul lor. Cărți în care încercăm să prezentăm patrimoniul cultural pe înțelesul tuturor, cu multă imagine, într-un limbaj accesibil, cu zonă de cuvinte de dicționar. Unele dintre cărți au zone de exerciții și de aplicații pe informațiile pe care le prezentăm. Practic, o parte dintre ele chiar sunt cărți școlare, care s-au și folosit și încă se folosesc în puține școli, dar se folosesc. O altă serie este dedicată publicului larg și aici avem o carte despre patrimoniul brâncovenesc și avem aproape de tipar o carte despre patrimoniul UNESCO din România. Pentru noi acest loc, acest sat a devenit cu totul acasă. Nu ne gândim nicio clipă că am fi pasageri prin acest loc. Și simțim că este locul în care vom rămâne și vom continua să construim și să încercăm să promovăm patrimoniul cultural al satului, al nostru, al țării.